Angajatorii din domeniul activități de investigație și protecție, controlați de inspectorii ITM Mehedinți. ITM Mehedinți, sub coordonarea Inspecției Muncii, a demarat o amplă acțiune de control în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniul activități de investigație și protecție. În perioada 26 august-30 august 2019 s-a desfășurat prima etapă a acestei acțiuni și a constat în vizite de control la agenții din acest domeniu semnalarea deficiențelor și stabilirea măsurilor cu termene de rezolvare. Obiectivul principal urmărit de aceste acțiuni a fost diminuarea consecințelor sociale și economice negative, care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii din acest domeniu. Inspectorii ITM Mehedinți vor urmări de asemenea în cadrul acțiunilor de control și existența atestatului profesional al lucrătorului, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, dar și identificarea angajatorilor care au obiective de pază, în care lucrătorii își desfășoară activitatea în condiții de izolare.